Bă, nu știu ce se întâmplă, dar în ultimul timp TikTok-ul e plin de filmulețe copii care se laudă ca un picioare Balenciaga, Versace, Jordan și alți papuși de ăștia de sar lejer 2000 de euro. Și acum, nu zic că e neapărat un lucru rău, bravo lor, dacă își permit și dacă cu Balenciaga în picioare se simte bine, cine sunt eu să-i condamn? Dar tot văzând filmulețele astea, mi-am adus aminte cum era pentru mine atunci când eram de vârsta lor. E bine, dacă te întâlneai cu mine prin oraș când eram puștan și mă întrebai ce am în picioare, ți-aș fi spus, fără să stau prea mult pe gânduri, păi ce să am, perechea aia bună. Nu era Balenciaga, nu era nici măcar Nike sau Adidas, era doar perechea aia bună. Mereu aveam o pereche bună pe care o purtam prin oraș, la școală sau la discotecă. Iar când înceta să mai fie perechea aia bună, adică atunci când se rupea, era retrogradată la perechea de purta prin sat sau pe câmp cu vaca. Iar când se rupea atât de rău încât nu mai putea fi purtată nici măcar pe câmp cu vaca, ajungea la ultima ei categorie, perechea de purta pe acasă, unde rămânea până când se evapora pur și simplu, adică se tocea sau se rupea până nu mai rămânea nimic din ea. Acum, evident, când o pereche înceta să mai fie perechea aia bună, mă duceam cu maică-mea în oraș să-mi cumpăr o altă pereche bună. Firma nu conta deloc, de obicei îmi cumpăram din piață sau, în cel mai bun caz, din magazinul Fortuna, cei care sunt în Pitești probabil îl știu. Dar în mod obligatoriu, trebuia să fie cu două numere mai mari, ca să fie bună mai mult timp. Nici nu purtam șosete de lână toată vara, doar ca să nu sară Adidas și din picioare. Și vorbesc la modul cel mai serios, am pe acasă, pe la țară, Adidas cumpărat pe la 16-17 ani, numărul 42, în condițiile în care eu, în prezent, port 41. Ce ai, frate, că mi-a luat maică-mea încălțări când eram copil să-mi fie bune toată viața, ești de bun? Cu toate astea, Adidas ăștia cu două numere mai mari aveau și o parte bună. Spre exemplu, în cazul în care se isca vreo bătaie sau ceva, puteai să-i dai lui unul cu piciorul în cap de la 3 metri. Rasengan! Ceva asemănător s-a întâmplat și într-o sâmbătă frumoasă de primăvară când eu, Gixi și Pălărie ne-am hotărât să mergem la discotecă în satul vecin. Acum, nu prea eram eu cu discotecile și aș fi preferat mai degrabă să băgăm un biliard la Neamiti la bar. Însă, având vreo 17 ani, m-am lăsat ușor convins de Pălărie când a zis: „Oi, bosule, că am vorbit eu cu niște gagici, ne vedem cu ele acolo la discotecă.” Așa că na, cu speranța că poate să lipește și de mine o gagică de-aia bună de-a lui Pălărie, m-am parfumat cu jumătate tub de ax, mi-am făcut freza cu gel, mi-am luat pe mine hainele de duminică, în picioare Adidas și ea buni, și am ieșit la poartă unde ne aștepta deja Gixi îmbrăcat de maică, ziceai că merge la nuntă. Iar primul lucru care mi-a sărit în ochi au fost ciocatele pe care le avea în picioare. Niște pantofi din aia cu vârf ascuțit, cu cel puțin două numere mai mari și lucioși de mai că puteai să-i folosești pe post de oglindă, zic. Gixi, ce dracu sclăpare aia de picioare, mă? Ce-o, băi, bosule, nu-ți plac? Ieri i-am cumpărat, nu-s frumoși? Zic, sunt, cum dracu? Zici că ești Arlechino cu ei în picioare. Care Arlechino, bă, că-s de la Zara, 3 milioane jumate îndapoi. Zic, ai făcut afacere, ești, mă? În fine, o pornim noi spre discotecă, acum discoteca la care mergeam era taman în satul vecin. Iar ca să ajungem acolo, cel mai scurt drum era prin vale, pe lângă biserica cu moartea. Aveam un pic de mers, dar până să coborâm în vale, dintr-o dată mi lovește o idee pe Pălărie. Bă, fii antenă, eu zic să mergem mai întâi la Neluța la magazin, luăm un bidon de bere ca băieții și îl bem acolo înainte să intrăm la discotecă. Zic, ca ce chestie, mă, nu bei la discotecă? Care la discotecă, mă, ai tu bani să bei la discotecă? Avea și Pălărie dreptatea lui, că în buzunar aveam 20 de lei, din care 10 lei erau intrare, așa că zic. Bă, hai bine, hai să luăm. Ajungem la magazin, ia Pălăria al meu o sticluță de 2 litri jumate de bere, timp în care Gixi se tot benocla la nu știu ce dracu pe acolo pe magazin, zic. Ha, mă, Gixi, ce dracu cauți? Acum, mă, lasă-mă, lec. L-am lăsat în treaba lui și am ieșit cu Pălărie afară. Bă, dar nu trec două minute că-l văd pe nebun că iese, având în brațe o altă sticluță, tot de 2 litri jumate, zic. Da, Gixi, ce dracu fa, bă, că am luat bere? Oh, nu am știut. Zic, da, du-te de-l înapoi, ce dracu facem cu două bidoane? El mai dau, lasă-mă că-l ascund pe vale și-l iau când ne întoarcem acasă. Zic, da, mâncați-aș gura ta. Nu, și uite așa, am plecat eu cu Gixi și Pălărie la discotecă cu 5 litri de bere după noi. Coborâm noi în vale, ajungem la biserica cu moartea, adică mai aveam cam încă atâta până la discotecă, când dintr-o dată îl văd pe Pălărie că desface bidonul de bere. Zic, Pălărie, n-ai zis, mă, că bem acolo înainte să intrăm? Lasă, bosule, ce-mi acolo, ce-mi acile, ia un loc acolo.
Nu, și uite așa, ne-am pus noi frumos ca băieții pe marginea drumului să dăm gata un bidon de bere. Gix era: bă, pălărie, și ia zi, bă, cum e cu gagicile alea? E bune? E de unde le-ai luat? Ce-ai, bostule, că e de pe mir le-am luat. Bine, eu am vorbit doar cu una, dar ai zis că mai vine cu încă două prietene. Zic, de pe ce, mă, de pe Mirc? E clar, mai bine stătea în dreacu acasă. E te-al dreacu unde era Brad Pitt-ul, dar ce are, bă, dacă e de pe Mirc? Zic, nu, mă, dar în primul rând, cum dreacu le recunoști? Nu e, bosule, că mi-ai zis că e vine cu asta, cu rochie de-asta mov. Zic, bravo, bă, și dacă o vezi pe una îmbrăcată mov, ce-i zici? Auzi, tu ești fata aia de pe Mirc? Păi da, ce are? O întreb dacă o cheamă Loredana, că mi-ai zis că o cheamă Loredana. A, și au zis că au și masă acolo, cum intri pe dreapta. Gixi, când a auzit de masă, era: mamă, are și masă? Și noi la ce dracu mai bem ca proști aici, bă, pălărie? Lasă, bă, că nu poți te duci acolo să le bei toată băutura. E, nu poți, dar de ce să nu poți? Că nu poți, dracu, vrei să le combini sau să le bei băutura? Păi să le combin, dar nu poți să le combin așa pe burta goală. Păi aia zic, ia de bea, dracu. Mă uitam la ei, zic, hai că-i bine, am ieșit cu Gixi și pălărie l-a agățat. În fine, golim noi bidonul, nu știu de ăștia, dar pe mine mă luas o leacă de cap, n-aveam încă rezistența din ziua de azi, așa că mă ridic în picioare și zic: ha, bă, dracu, mergem că, iau te nouă, ești nebun. La care Gixi: da, bă, stai o leacă să ascund bidonul ăsta. Și uitasem că Gixi mai are un bidon de bere, zic: păi lasă-l, dracu, acelea, cine ți-l ia? Ce-ai, bosule, să mi-l fure ăștia, nu e, bă-l duc la bunicu. Zic, unde, mă? La bunicu, mă, cu alea, stai o leacă. Bă, frate, nu înțelegeam, m-am bătat eu prea tare sau ce dracu, dar știam sigur că Gixi n-are frun bunic care să stea pe acolo. Abia când a sărit gardul în curtea bisericii, mi-am dat seama unde voia Gixi să ducă bidonul de bere. În cimitir, la mormântul lui bunică, să o zic, ai firia, dracu, Gixi. Iese ăsta după vreo 5 minute din cimitir, zic: bă, Gixi, tu ești sănătos la cap? De ce, bă, ce? Las că stă bine acolo, îl iau când întoarcem. Ei, pă, ți-a zis eu vreo câteva, dar suntem acilea în fața bisericii, hai dracu să mergem. Zi și făcut, plecăm noi mai departe, ajungem în satul vecin, mai aveam undeva la vreo 3-400 de metri până la discotecă, când dintr-o dată, ca de nicăieri, în fața lui Gixi apare o pisică neagră. Și acum Gixi, după cum bine știți, cel mai superstițios om de pe fața pământului, sare rapid să dea cu piciorul spre ea, nu s-o lovească, dar să nu o lase să-i treacă calea. Zăt firio, dracu! Bă, și cum a dat el cu piciorul, nu mai văd mâncața și gura ta cum îi sare ciocata din picior. Jap, direct peste gard în grădină la unul pe acolo, zic. Tai, fii al dracu, Gixi, hai că ai avut ciocată. Gixi, când s-a văzut fără pantofi, era: toi, tu era să iei de-n pălărie, du-te și ia pantoful. Da, bravo, mă, dar ce să mă duc eu? Du-te, o fii al dracu, că murdărești o seta. E te-al dracu, murdărești o seta. Ha, mă, du-te, te rog eu. S-a dus până la urmă pălărie, dar ce vorbești, frate, că nu s-a apropiat bine de gard, că jap, doi dulăi din ea mari, mai se sară gardul la el era. Bă, Gixi, cred că mergi de scurs la discotecă. Ce-ai, mă, cum să mergi de scurs, ești nebun, nu las eu pantofa aici, ce ai, 3,5 milioane am dat pe ei. Atunci sar, frățică, du-te, luptă-te cu câinii. Zic, nu, bă, hai să strigăm la poartă. La cine, bă, cine stă acile? Dar dracu să-l ia nea pantof, dar un să știu eu, strigă și tu, alu, bre, nenea, trebuie să iasă careva. Da, a ieșit pe dracu că am strigat, dar am făcut roșu în gât. Alo, bre, nenea, mamaie, Costele! Zic, ce să-i fie al dracu, de ce strigi Costele? Păi poate îl cheamă Costel. Îl cheamă pe dracu, bre! În final, a ieșit o babă de la casa de lângă. Ce aveți, maică, de strigați așa? Costele! Zic, Gixi, frie al drept Costel al tău. Sărmâna, mamaie, cine stă acile la casa asta? Dorin, maică, dar nu e acasă, e plecat la București. Zic, a, și nu e nimeni acasă? Nu e, că e doar el și cu nevastă sa e, dar amândoi plecați cu oare pe măsa acolo la spital. La care Gixi, din spatele meu: păi și când vine, bre? De luni încolo, maică, dar ce treabă aveți cu el? Zic, ne-a căzut ceva la el în grădină. Mingea? Zic, nu, pantoful lui Gixi. A, credeam că ați dat cu mingea, maică, că mai sunt copii ăștia de să joacă acilea, au dat-o și la mine peste cardă vreo două ori. Veniți de luni, maică, veniți de luni. La care Gixi: cum vrei să venim de luni? Dar eu ce fac pără pantof? Nu pot să intri ma ta? Nu pot eu, maică, cum să intru eu la om în curte? Hai, bre, că e cu alea în grădină, pe mine mă mușcă câinii.
Nu pot eu, maică, să intru eu la om în curte. Veniți de luni. Dar nu mai strigați că-i tața Florica lângă Acilea și e bolnavă, maică. După care a tras rapid poarta și a intrat în curte. Și bine a făcut că, dacă mai stătea mult, Gixi mi-o arunca direct peste gard, acolo la căi. Zic, Gixi, aha e, bă, n-ai ce să vii de luni. Ce-o, mă, cum să las pantoful Acilea, ești nebun? Dă ulu cu aia de acolo, că intru peste ei. Zic, bă, tu ești sănătos la cap, vrei să rămâi și fără pantaloni? Hai așa că n-are nimic, ca ești hipster de ăla, așa se poartă acum. Ce trec cu de hipster, bă, că nu mă primește aia la discotecă așa? La care pălărie, care s-a tot uitat la ceas din două în două minute, că îl așteptau gagicile la discotecă, face... Bă, Gixi, fii atent, rămâi Acilea, mă duc eu cu Jimmy la discotecă, poate găsim pe vreunul pe acolo să-ți împrumut o pereche de pantofi. Du-te, o dracu, că tu ești bulangiu și nu mai vii. Vine, mă, ce ai? 10 minute, dacă nu găsim pe nimeni, întoarcem și mergem acasă, te schimb. N-a fost Gixi prea încântat, dar în final n-a avut ce face, așa că l-am lăsat singur acolo și am plecat cu pălărie la discotecă. Ajungem noi acolo, intrăm în discotecă, bă, dar n-am intrat bine, că de undeva din partea dreaptă, de la prima masă cum intri pe dreapta, mă lovește în ceafă vocea lui Talangă. Jimișor, ce faci, Jimișor? Am auzit-o peste toată muzica din discotecă, zic, hai să-mi bag, de asta n-aveam eu chef acum. Bă, dar imediat de lângă Talangă îmi sare în ochi Broască, care era îmbrăcată cu roche mov și dintr-o dată mi-aduc aminte că pe Broască o cheamă de fapt Loredana, zic. Ta, firia, dracu, pălărie, bă, dintre toate fetele pe care puteai să le găsești pe Mirc, taman, pastea le-ai găsit. Ce-o, bă, că n-are cum? Zic, da, mă, n-are cum. E îmbrăcată mov, o cheamă Loredana și stă la prima masă cum intri pe dreapta. Sigur n-are cum, ești nebun. Dar pălărie, care zărise la astea pe masă o sticlă de vodcă și niște suc de portocale, face... Bă, știi ceva, dacă tot am venit până Acilea, hai să băgăm un pahar. Eu mai degrabă aș fi făcut cale-ntoarsă, dar vorba lui pălărie, dacă tot eram acolo, parcă ar fi intrat un pahar de vodcă. Așa că ne-am dus la astea la masă, ne-am băgat cu ele în seamă și apoi dă-i tată și toarnă vodcă cu suc de portocale. Talangă mă tot bătea la cap cu... Jimișor, hai să dansăm! I-am zis că da, stai să termin paharul ăsta. Iar când nu era atentă, poc, mai turnam cât un pic de vodcă în pahar, doar să nu-l termin. Acum, fiind ocupat cu altele, în speță cu Talangă și paharul de vodcă, eu am și uitat de Gixi. Mi-am adus aminte vreo jumătate de oră mai târziu când am auzit-o pe Broască. Auzi, dar Gixi unde e? Zic, hai să bag Gixi. Pălărie, du-te și caută-i bocanci. Nu te dracu să-i caudui. Păi nu așa e, bă, frial, dracu. Păi am zis, da, unde să-i caut? Zic, da, hai să mergem după el atunci, că la cât de nebun e ăla să bate dracu cu câinii acolo. Așa că am dat voleu paharul de vodcă, i-am promis lui Talangă că dansez cu ea când mă întorc și am ieșit rapid afară să-l adunăm pe Gixi de pe străzi. Doar că ajungi la poartă la Neadorin, ia-l pe Gixi de unde nu-i. Bă, ce dracu, Gixi! Bă, ce dracu, bă, unde s-a dus ăsta? În pălărie era. Bă, eu cred că a plecat acasă. Ia, sună-l și vezi. Cu ce dracu să-l sun, bă, că n-am credit? Zic, da, e firial dracu de sărăcie, că nici eu n-am. Așa că în final, cum pe acolo nu se vedea și credit să-l sunăm n-aveam, zic, a, e, s-o fi dus acasă, pai dracu să mergem și noi. Dar pălărie era, nu, bosule, ce ai, pai înapoi la discotecă, mai băgăm un pahar de vodcă, mai una altă. Zic, ca ce chestie, bă, că gagici am văzut ce ai adus. Așa, bă, dacă tot e moca, e păcat de vodcă aia, dracu. Nu prea mai aveam eu chef, dar după mai multe insistențe din partea lui pălărie, m-a lăsat convins și am zis, bine mă, hai, dar jumătate de oră nu mai stă mult. Da mă, jumătate de oră atâta. Evident că am stat mai mult de jumătate de oră, de fapt vreo 6-7 jumătăți de oră, dar prea multe nu-s de povestit de la discotecă. Cu excepția faptului că pălărie, mor de beat, maică era să se combine cu Broască, iar eu nu știam cum să mă feresc de Talangă. Cert e că am ajuns acasă pe la 3-4 dimineața, rupt în gură de beat și m-am băgat direct la somn, jurându-mi că nu o să mai ies niciodată cu pălărie la agățat. Doar că n-am dormit prea mult, că undeva pe la 7 dimineața mă trezesc cu maica mea peste mine în cameră. Jimmy! Mă, Jimmy! Da, mamă, ce? Auzi, tu știi ceva de Gixi? Ce? De Gixi, mă, dacă știi ceva, că-i tanti Gica la noi la poartă. Da, să știu eu. Păi, ci că n-a venit azi noapte acasă și nu mai știe nimic de el de aseară de când a plecat cu voi la discotecă.
Ce ai, frate, că în momentul ăla am simțit un gol în stomac, tot somnul a zburat pe fereastră și în mintea mea a apărut o singură imagine. O imagine cu Gixi mâncat de câinii lui Neadorin. Nu știu de ce, dar ăsta a fost primul lucru la care m-am gândit, zic. Nu știu, adică stai să-l întreb pe pălărie. Bine, hai, să veniți la poartă că sunt acolo cu tanti Gica. Aștept să plece mama, după care jap sar rapid în pași și intru peste pălărie, zic. Bă, pări, bă! Da, ce vrei? Zic, trezește-mă, firial dracu, că pe Gixi l-a mâncat câinii. Ce? Câinii, firial dracu, e măsa la noi la poartă. Stai, mă, oleacă, ce câini? Zic, bosule, măsa lui Gixi e la noi la poartă, căci că n-a mai venit ăsta azi noaptea acasă. Unde ar putea să fie decât în curte la ăla acolo mâncat de câini? Ce ai mai dormit strâmb? Am dormit, pe dracu, trezește să mergem după el. S-a ridicat ăsta într-un final din pat, inițial nu mă credea, avea impresia că fac mișto de el. Dar când a văzut-o pe măsa lui Gixi la noi la poartă, face... Da, bă, fii atent, îi zicem că a rămas la unul, la un coleg de la școală. Nu știu cât ne-a crezut măsa lui Gixi când pălăria băga vrăjeala cu colegul de la școală, dar a aruncat un... Poate el pune dracu să-mi vină cu frăuna borțoasă acasă că și-ar mănâncă. După care a intrat nervoasă în curte. Rămas singur, după ce a plecat și maica mea, zic, pălărie, firial dracu, ia ceva pe tine și hai să mergem după el. Unde să mergem, o, ce ai? Cum, unde, mă, firial dracu, la gar, la ăla, că la cât de sărit e Gixi, sigur a intrat după pantof, dă-mi l-a mâncat dracu câinii. Nu prea avea el pălărie chef să meargă, mai ales că încă era mahmur destul de bine, dar n-a avut încotro, așa că în final am pornit-o în căutarea lui Gixi. Ajungem în satul vecin, acolo unde își pierduse Gixi pantoful, dau să mă uit peste gard, mă așteptam să văd urmele bătăliei de la călugăreni, haine rupte, sânge, bucăți din Gixi. Dar nimic, frate, nu se vedea nimic. Am încercat să mă uit după pantof, dar nici ăla nu se vedea. În schimb, ce se vedea, erau cei doi câini care lătrau de mai să sară gardul la noi. Pălărie era. Nu e, frate, vezi, o fi Gixi nebun, dar nici să sară așa singur între câini. Păi și atunci unde e, mă, firial dracu, unde s-a dus? Dar de unde, dracu, să știu eu? Hai acasă cu venir. M-am mai uitat un pic pe acolo, prin șans, până alea, dar nu se vedea nimic, așa că n-acum n-aveam nici cea mai mică idee unde ar putea fizic. Da, mă, bine, hai să mergem. Măcar știam că nu-l mâncaseră câini, în rest, mi-e zocumila. Bă, dar cum mergeam noi spre casă, pe undeva pe-n vale, pe la biserica cu moartea, mă lovește dintr-o dată o idee, zic. Bă, pălărie, ia stai, bă, oleac, hai să vedem dacă mai e bidonul ăla de bere la mormântul lui bunicăsu. Ce-o, bă, ți-o fi sete acum? Nu, bă, nebune, dar dacă a trecut pe acelea, sigur nu lăsa el bidonul de bere acolo. Zi și făcut, intrăm în cimitir, ne învârtim o leacă pe acolo că nu știam exact care e mormântul lui bunică sau, când dintr-o dată plaud pe pălărie. Gixi, firial dracu! Mă duc rapid la pălărie, bă, și dintr-o dată îl văd mâncața-aș gura ta, dormea pe mormântul lui bunică sau cu bidonul de bere în brațe, zi. Ta, firial dracu de bețâvul, doamne, iartă-mă! La care Gixi al meu, trezit în somn, era: ce aveți, bă, mai urlați așa, mă, ce mă doare cap? Zic, cum ce avem, bă, firia, mă, tate, caută de disperată pe acaștiu, dorme în cimitir? Ce, mă? Bă, nebune, e 8 dimineața, tu e sănătos la cap? Cât e, mă? Mă, ce m-a luat somnul, ești nebun. Zic, da, bravo, mă, în cimitir te-a luat pe tine somnul. Păi da, că voi sunteți bulangii și m-ați lăsat singur acolo, am stat, dar cât să stau? Zic, da, mă, și ce legătură are asta cu cimitirul? Nu puteai să te duci acasă? Păi acasă am vrut să mă duc, dar am zis să iau bidonul și dacă tot eram, am zis să beau o bere cu bunică și mamă, ce m-a luat somnul, ești nebun. Zic, te îngură de nebun, ai dracu să mergem că ne prinde popa acelea. Nu de alta, dar era duminică și lumea începuse deja să vină la biserică. Ce ai, frate, că se uitau babilii la noi ca la ultimii păcătoși când ne-au văzut ieșind în cimitir cu Gixi încălțat cu un singur pantof, murdar de parcă ieșise de mormânt și cu un bidon de bere în brațe. Că mai era cam un sfert în el și al dracu, paiesc că e păcat să-l lase acolo, păcătos, dar berea nu s-aruncă că te vede Dumnezeu. Le vedeam cu coada ochiului cum se cruce și aruncă blesteme printre dinți. Tinerietul ăsta din ziua de azi, maică, trăznivar Dumnezeu. Acum nu știu de Dumnezeu, dar pe Gixi l-a trăznit măsa când a ajuns acasă. Cât despre pantoful lui Gixi, ne-am întors a doua zi să recuperăm.
și l-am recuperat într-un final, doar că, între timp, unul dintre câini a zis să-l modifice puțin și a ros la el până l-a făcut sanda, zic. Bă, Gixi, părerea mea că arată chiar mai bine, ești nebun, dă-i și pe l-al să ți-l facă la fel. Nu, și cam asta e povestea de azi. În încheiere, vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulți am fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură vijai. Așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricou cu Jimmy. Intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, nu contează dacă în picioare ai Balenciaga sau pantofi din piață. Important e să-i porți cu șosete de lână. Nu de alta, dar nu știi niciodată cum îți sare frăunul în picior și apoi ajungi ca Gixi să dormi în cimitir. Cheers!